Nu știu și da, cum a fost la Procuratura Generală? Și a venit Procurorul General nou? Nu. Asta a fost în momentul de capăt de două. Eu a fost aici, mai degrabă a fost, dar la înainte de două, undeva a fost, eu știu, mai înainte a fost. Eu am făcut o eliberare telefonic, să vii dirigență la fața locului, ca să stopăm groapa de vară. Și eu a fost în iunie. Nu, da, în iunie, asta e august. A fost undeva la 15-20 iunie, eu a fost la trinca o comisie cu Ministerul de Ecologie. Ca să măsurăm, să constatăm câți bani s-au furat din DPL-ul. Ca să prefeci, tu în ce te-a scris, Valer? Da? Da. Ei, a venit comisia asta la comanda mea, au venit aici, prin telefon. Am rugat Procuratura Generală ca să vii de urgență cu o comisie la fața locului, să vedem, să apreciem cât s-au furat până în 2006, din 2012 până în 2016, s-au furat 4.000 de cuburi de piatră și nimeni nu răspunde în fața legii. Dar am vrut să constatăm din 2016 până în 2019 cât piață s-au mai furat acolo. Dar nu am putut merge cu dânsul până în carieră, fiindcă sunt bolnav, acolo trebuie să mergi pe jos o bucată de drum. Ei s-au dus în carieră și au constatat, înțeles, că nu se vede urme din mașini, nu se vede urme, adică, dar probabil că ar scoate chiar, așa mi-au spus atunci. Procurorul, care a fost domnul Ublea, de la Procuratura Generală. Dar ceilalți care au fost la ecologie, nu i-am văzut. Am văzut numai procurorul Ublea și am mai fost încă un băiat cu dânsul, nu știu, de unde era acolo. Și până în prezent, eu nu știu cât s-a furat din 2016 până în prezent, ecologia nu ne dă nouă răspunsul. Și mă crez că asta e incompetență, nu-s capabil să estimeze pierderile? Sau să prefac proști pentru că sunt corupți? Că se duc de sfichinării așteptat că au zis băieții ăștia care ard var, mai ales Filip Gheorghe ăsta care arde var Costoianu și scrie groștii, nu după adensul, dar arde după Ivanov, Petrov, Sidorov, dar când au cătat procurorul materialul dintre ăștia, când i-au spus că l-am sunat și când deodată i-au spus, da, domnul Grib, el cum, finanțează. Dar acum la urmă îi spune că nu este, că groapa este al ocupării, groapa este al ocupării, da, este groapa al ocupării. Da, prin documente, când eu chemam poliția să facem, să verificăm acum e zgroșile, poliția îmi spune de vreme, domnul, noi nu știm acum e groapa asta. Cum nu știm, bă, dacă în toată ziua vii, înțelegi? Și înseamnă că este Grib Gheorghe și cu, mai sunt alți băieți de ăștia care au legătură cu poliția, cu procuratura, bine. Ei pot să dea o roapă de bar, dar roapa de bar îl coastă în jur la 1 milion. Puteți înțelegi? Și dacă ai să vezi acolo pe internet, la exemplu Facebook, dacă ai materialul ăsta, să scoți gropișele de bar acolo, jet de oficiare, gropișele sunt undeva la 70-80 de toane de bar în roapă. Ei sunt gata să dea o roapă de bar de șele la procuratură, la toți. Cum eu am înțeles, așa fac. Procuratura e venit, a fost acolo fața locului. Nu mă luat pe mine să mă duc, scot piatră jos, le arăt că acolo în centru este piatră care e deja pus, că nu ține la cuptor piatră de la Orhei. Ei documente pot să aibă de la Orhei, dar piatră de la Orhei nu e condamnabil aici. Asta e una. Și el a scris deasupra niște peticele, a pus într-un sac, și eu n-am văzut, procurorul mi-a spus. M-am dus și am dat la băieți, ca să, la ecologie, ca să facă să verifici dacă piatra de la Orhei. Când am trece o săptămână, trece două, trece trei, iată, acum am primit răspunsul. Domnul Petrovic, noi nu putem deschide o săptămână, fiindcă piatra de la Orhei combate cu piatra care am adus în saș. Înțelegi? Prostie. Și nu scrie mai mult nimic. Eu am cerut, dacă răspunsul am primit ieri, și eu am cerut de la procurorul să dea de urgență la fața locului. Nu vine nici unul, nu răspund la telefon, nici unul, nici altul. Am sunat pe Nichita, este șeful lor la Procuratura Economiei din asta. Domnul Nichita e în concediu, scrie, domnul Petrovici scrie și eu când am să vin, m-a ferit. Domnul Nichita e trebuie de urgență. De urgență să zic la fața locului. Varul este pus sub pericol și le trebuie să stradă acolo până nu se verifică pentru. Nu. El mi-a dat răspuns, nu pot să trage răspuns. Dar cât, cum, cât teatru a fost acolo? S-a cumbat acolo. Cât teatru este? Eu cumbat numai deasupra. Piatra. La pământ în sus.
Dar în jos, 3 metri sunt în jos de piatră și el nu o cubat. Ei nu știu, vă știu, nu am cubat și deasupra, am zis că va alege și deasupra, dar în jos n-am știut ce. Ei nu vreți să o cubat și nu știu nimic, înțelegi? Și nu spus nimic. Acum e sur, ieri și azi e sur, iată azi e sur, nimic. Nu le spun, iată îți dau numele de telefoane. 60. Și este 6.049. Aici este domnul Ghinaghe, Părlii, și domnul Oblea, pe ăsta telefon șede. Eu îi sun, la deja îți blocați tot. Eu cheltui banii mie, eu cheltui tot, de spun bine, deja n-am minute. Ce fie de procurorul ăsta? Eu am trebuit fixul, mare fix. Nu vreau să-mi spun nimic, nu vreau să-mi spun. Ia ca așa banii, eu cred, este, s-o, ei au făcut, au fost băieți plătești și mi-au dat ceva pe la nas și acum mi-au dat un răspuns care nu corespunde absolut nimic, înțelegi. Numai să zice, cum zice rusul câteodată în cuvinte, nu vreau să le pronunț, dar așa și este. Așa e procuratura la noi generală, nu vor să lucreze, sunt niște fosti bandiți acolo. N-am ce spune mai mult nimic, eu nu pot să merg, mă duc ceară, dacă aș spus nu sănătos, eu azi dumneavoastră eram acolo, să chemam băieții de acolo și încerc și îi scandam măcar la leacă. Am scris eu pe Facebook, am scris ieri la doamna prim-ministru, am dat lui este linia fierbinte și am scris și am dat la doamna Maia. Să vedem ce ar să fac, Sandu. Aș face, de urgență, nu știu eu măsuri, nu lucrează nimic, aș sute și mii. Am scris azi pe internet pe Igor Bățan, oricum e familia lor. I-am pe internet, i-am dat, a zis, el e un jurist, eu știu nu jurist, dar e un jurist. I-am rugat, înțelegi, că dacă să-i ajute, înțelegi, de asta, sute și mii de lei spală la trinca. Până în prezent spală și în cozinioare și spală mai banii și o spală pe minciuni. Nu este adevărat. Piatra merge și acum, scară, dacă nu scară din trinca, scară din satul vecin, Gurdinești, Vuladeni, acolo este tot piatră. Merg mașinile cu piatră, spun la poliție, dar poliția habar nu are, nu se pune, și domnul Petrești, n-avem ce faci. Dar ce? El are document la piață. Cum are document? El era din documentul. El spunea că documentul. Fotografiat poliția documentul și ne arată în ei documentul. Poliția că era piatră. Dar acolo nu scrie piatră de but, dar scrie șerbii. Are una clară care o ține. Cum s-a spus, băi, la clară asta trebuie să fie luată și aici e luată. Asta când te-ai controlat, ai făcut semn. Gata, cu data tare, pus. O să noi nu avem dreptul de obiectul să scrie. Iată așa poliția lucrează la noi. Asta înainte era așa, că dacă McLeod a fost făcută, gata, așa și cu lemnul, îi pățesc de la Răionul Bricen. Care mașinile de la Răionul Bricen? Încarc cât pot și polițiile pe comisarul îi spun, doamne Petrovici, acolo e tot documental. Atâta nu m-am scris, nu îi spun nimic. Și asta bandă merge cu stăt nou de republici. O trăiesc pădurea la noi, unde ai fost acolo în pădure și ea poți să vii acum, o trăiesc la șmaie, tot o trăiesc, s-a vândut, înțelegi? Acolo. La acolo 600 de metri, de la pădure și până la deșe, la vărărie 600 de metri. Dacă ai văzut grămezi și de lemne de acolo, care ai văzut pe internet. O vagoane de lemne acolo, așa. Pentru că el a fost la Cisneu și a stat acolo la Placatniuc, o să nu Placatniuc, pentru că vrea să le-a dat lemne acolo, mă, de asta. Așa, Dorel Burlacu și Mafia Varlu sunt mai puternici decât guvernul, decât procuratura generală, decât inspecția ecologică. Nu sunt nimic, absolut nimic. Nici primarul nu se implică, nici procuriția, poliția, nici procuratura nu se uită absolut nimeni, absolut nimeni nu face. Nimeni nu lucrează. Măcar că s-a schimbat ceva nu știu, păi s-a schimbat și până ajunge și nu face nimic. L-am scris la Andrei Năstase, când eu la dânsul la partidul lui acolo și eu cu dânsul l-am susținut și acum și ceva. Și scris, el mi-a spus, am să vin domnul Petrovici, când ați venit? Acum e comisarul, are dosarul penal. Cunoaște că este de la poliție, din sat la mine, am proces verbale de astea făcut din 2009, eu le răspund toate, înțelegi, care sunt râuri, unde pizez oamenii, o pătimit și rămas zi și primesc pensii pe banii pe dosare falsă. Înțelegeți? Am un comisar a fugit, s-a dus, gata, a fost în concediu, s-a luat locus, s-a nu, locus, dar la pensii s-a dus. Dar dosarele care eu le-am arătat și le-am dat și le-am scris, înțelegeți, am scris la Maia Sandu, Greceanu și
le-am trimis la și le-am trimis chiar la dânsul. Am venit și niște băieți m-au ajutat și le-am trimis la chiară. Grecianul mi-a răspuns. Domn Petronici l-a luat vicepreședintele ăsta care la Parlament. L-a luat dosarul, l-a trimis la și îmi mulțumește Grecianul. Mai Sandu nu mi-a răspuns. Adina stață, dacă mi-a răspuns, mi-a spus că da, domnule, să ajungem și pe șernata, e slor de zile, domnule, de când am luat și era, de când am trimis și nimic nu-i conțelege. Și le-am scris ieri, le-am spus, dacă-ți lucra așa, ați vii în plăcatul și ați mai închide cu toți iar de nou. Dacă mai vine și era înapoi să pus până când, da, tot s-o duce, l-a trimis, s-o duce, tot s-o rămâne și iar să-i cărălească cineva pe noi. La noua ministra agriculturii care se ocupă și de ecologie, ne-ai încercat să răzbați? Eu nu-i spune că acolo este doamna Țatuș, care este, eu am fost, m-a cunoaște tare bine pe mine, noi am vorbit, este doamna, e secretar de stat. Și eu cum nu pot să găsesc la telefon, o dată am găsit, am vorbit cu dumneavoastră și el a spus că merge la ședință, nu știu, să duci și face, și mai mult nu pot vorbi cu nimeni de la mediu. Cred că nu știu, mai este asta de la trânca, stângaș, dacă mai este. Și alea cred că a fost pe la trânsul, nu știu cine am la Ministerul Ecologiei și mi comand acolo. Știu că eram ministru, a fost de la trânca asta, stângaș. Dar cum n-ai ce vorbi, nu vreau să ridici nimic telefon, ei n-au fix acolo, procuratura n-au fix telefon, și la mobil nu vreau să ridici. Și iată, eu am ridicat să spun aici, și să se arăt în deși, de 30-40 de ori, iată, telefonul, le sună ăsta care l-a luat, sună acolo și se înregistrează tot telefonul și chiar de țână aici și se vezi că au 30-40 de ori de sun și nu răspunde nici unul nimic. Sunt ocupați. Și chiar dacă a venit reprezentantul Procuraturii Generale, tot nu crezi că o să schimbi ceva, da? Nu e absolut nimic, înțelegi, eu nu-i scris, nu-i scris, nu-i rușinic cum să le-a dezeși, eu scris, și-o scris, eu nu-i era dat nici, cât curbă de teatru a fost acolo, a fost la trânca, și-o de la dezeși, și-o îndeleziți, cât acolo, vreau să văd cât s-o furat în 2016, n-am nimic, înțelegi, mi-a scris trei cuvinte cum scrie comisarul de Lindisi, asta de la Bășin, unul Pleșca, parcă era, îi scrie, domn Petronici, sectoristul ca azi l-a prins pe jala, fără documente, de la 26 la comisar așa la care încă a fost documente, sectoristul din Brășeni a venit la mine să dau explicații, dar în timp și ala când s-a sunat sectoristul, el nu era, dar trebuie să vină bărburistă, trebuie să vină la dânsul de explicații, să aducă documentele pe lemn. Dar mi se pare că nu știu că m-a sunat, el era la procuratul ăsta, la poliție, la Brășeni și așa le spune că documentele tot se rogă la dânsul. Înțelegi? Nu știu, care și este așa și lucrează toți, poliția și la noi toți lucrează, așa? Mafia asta, polițistii de la noi, eu spun, dar noi, la ieriți, începând de la poliție, sunt băieți bune, cum nu stăți voi. Dar comisarul trebuie să știi, aha, vrei, nu vrei, procesul falsă câte are, ți-am spus, cu narcotica procesul, ba, două are care la mine, cu grochii de bani care nu sunt, vreo zeci care nu sunt verificate, înțelegi? Când vei răspuns, eu am fotografii și am spus, domnul comisar, ce mai amajești pe mine dacă eu am fotografii de la lucrătorii tăi de poliție, că îi desfic în locul în termenă, două gruri de vară ardele, îi spune că neșurile nu arde. La 36 chestiuni, iată un alt grip de ori, când eram eu șopin, șoare cu mașina așa, cu 3 săptămâni în urmă, de ori de gribă, ăștia au spus, groapă așa de vară. Când mai pe urmă, a făcut tot așa groapă, cam așa de noapte, care nu este arestat acum, tot așa vă mă, am în avea 70-80 de toane de vară acolo, chiar sub pelicul. Și am spus, să înțelegi, că eu am încredere să vină la fața locului, scoate în vară, eu scot care vară din piatră, din jet la noi și cea de la Orhei, îl dau tot într-o parte, eu cum îmi dau așa într-o parte, care e la Orhei și care, dacă este vreo mașină de chiatră, poate și, dar mai mult nu, de acolo merg 10-12 mașini de chiatră, zile. Și iată așa. La noi se face, zici, nu vreau, nici nu vreau să răspundă, nici nu vreau. Cred că mă smuța cu coada pe la nașul, mi-a dus, l-a pus la băieță în plic și îmi zice, ia-l nașul Petrovici, să recunească semnul, ce-ați fac Petrovici?